și n-ai mai fi. Când cu mine te știe lumea, nu mai mai trăi. Fără iubire o viață întreagă, mă îmbăt în lipsa ta și n-am băut, dar parcă-ți dea. De cine ai iubit? Cine ți-ar da inima? Cu cine ai mai fi? Când cu mine te știe lumea, nu mai mai trăi. Fără iubire o viață întreagă, mă îmbăt în lipsa ta și n-am băut, dar parcă-ți dea. Străine, dar nu eram ca tine și am știut că mă întorc la tine și rămân cu tine. Ai avut vreo sută de femei, dar n-ai iubit niciuna ca mine, doar una. Ți-am oferit adevărul, dar ai preferat minciuna. De cine ai iubit? Cine ți-ar da inima? Cu cine ai mai fi? Când cu mine te știe lumea, cum mai mai trăi? Erau doar concurente în jocul meu și mă jucam cu ele fără sentimente. Ai avut vreo sută de femei, dar n-ai iubit niciuna ca mine, doar una. Ți-am oferit adevărul, dar ai preferat minciuna. De cine ai iubit? Cine ți-ar da inima? Cu cine ai mai fi? Când cu mine te știe lumea, cum mai mai trăi? Fără iubire o viață întreagă, mă îmbăt în lipsa ta și n-am băut, dar parcă-și bea. De cine ai iubit? Cine ți-ar da inima? Cu cine ai mai fi? Când cu mine te știe lumea, cum mai mai trăi? Fără iubire o viață întreagă, mă îmbăt în lipsa ta și n-am băut, dar parcă-și bea.
am omirit, am miroșelor. Ciuchin mange, miroi lor. Am omirit, am miroșelor. Ciuchin mange. Okay.
ta quiere, te va a querer. Y ya te vas a arbalchabas, venta de una de pirena, le chai en tapama de piren. Pacho está mi bechaba, o palen que piaba, palis que rejaba, mistes despedida. Da gina po gađikanes, čavale, kada pisim jednu, da gina su mengeru male po gađikanes. Važeni dami, važeni pani, mili jubilijenti, dovoljte mi, aby som vam, by som vas privitala na dnešnje oslave 25. výročie svadby našej drahej Alžbety a našho usmievaného Alojza. Títo dvaja úžasní ľudia si povedali svoje áno dňa 26.12.97 v kostole v Žehre. Od toho dňa kráčajú spolu svojim životom, bok po boku s láskou a úctou. Z ich lásky sa im narodili 7 detí. Synovia Patrik, Aleš, Alois, Miloš, David, Eduard a dcéra Klaudia. Neváhali si osvojiť ešte aj najmladšieho člena rodiny, a to je Juraj. O všetky svoje deti sa starajú s príkladom, láskou a vedú ich pracovitosti a úcte voči svojej rodine, ako aj voči ostatným ľuďom. Veľkou láskou zahrňajú aj svoje vnúčata, Sárku, Angelu, Raymonda, Timejku, Kevina, Dalibora a Miriam. Celá ich rodina žije v spokojnosti a majú sa veľmi radi. Neľahká situácia ich donútila odísť zo Slovenska za prácou do Anglicka. Ale ničoho neľutujú, pretože zo svojich vyrobených peňazí si postavili pekný dom, v ktorom sa tešia s celou svojou rodinou. Alžbeta je veľmi pracovitá žena, ktorá dosiahne všetko, čo si zaumieni, a Alojz ju s prísnym okom sleduje a pomáha jej vo všetkom. Drahí oslavenci, zachovajte si vieru v Boha, lebo jej láska bude viesť vaše myšlienky, riadiť vaše skutky, upevní vašu vieru a posilní vašu nádej. Drahá Alžbeta a milý Alojz, nech po všetky dni vašho žitia blaženosti dneska stále rastie, nech obíde vás vlnobytie, prekvíta pokoj, láska, šťastie, úprimne vravie srdcia naše iba tak, ako láska vie, zdvihnime preto svoje čaše. Ušen uprčava, ale vás jedno pohára.
Thank you.
Yeah.
Voi tu!